CSMina Urbaia Mare a fost învinsă cu 34-21 în prima partidă amicală disputată în deplasare la CSU Suceava, echipă care va evolua în Liga Națională. Prima repriză dintre cele două formații a fost echilibrată, iar după primele 30 de minute de joc, gazdele conduceau la o diferență de un singur gol, scor 14-13. Deoarece a fost un meci de pregătire, antrenorul Raul Fotone a încercat mai multe formule de joc în repriza secundă, în care a introdus în teren jucători care au evoluat mai puțin în precedentele meciuri amicale. Din păcate, băimărenii nu au reușit să revină în joc, în timp ce echipa din Suceava și-a mărit treptat diferența de pe tabelă, reușind să meargă până la 13 goluri. În final, gazdele s-au impus cu scorul de 34-21. Minaur va disputa un meci amical cu Suceava, după care va reveni în Baia Mare, iar în data de 3 septembrie va juca ultimul meci de pregătire înainte de debutul noii ediții a campionatului. Divizia A la handbal masculin va începe în 17 septembrie.